Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Lacrimi în această intervenție. Despre pasiuni vom ieși la fel. Da, despre pasiuni vorbim. Nu există, cum să spun, pasiunile pot fi stârnite de orice fel de lucru. Nu trebuie să fie mare, mic, trebuie să crezi cu adevărat în el, trebuie să simți, trebuie să fii aproape. Ați văzut că noi ne uităm la unele înregistrări cu comentatori spanioli sau argentinieni sau braziliene a unor meciuri de fotbal și remarcăm, băi, ce pasiune trăiesc ăia. Uh-huh. Băi, extraordinar cum sunt. Singurul moment mai de Doamne ajută din punctul ăsta de vedere al nostru este de la finala din 86 cu apără Duc Adam, suntem finaliști. Da. Noi și l-am mai avut și noi pe unul de dată recentă, până cu câțiva ani era unul la Digi care țipa când dădea gol Osasuna cu Celta Vigo, dă-mi sărea farfuria de mână în bucătărie, adică era. Bun, asta e, deci pasiunea e important, frate, să credem în pasiune și ea se poate întâmpla în orice ligă. Și avem o înregistrare. Mă rog, o să dăm sunetul. Uh-huh. De la finalul din meciul 87 al unui meci, returul barajului de promovare în Liga a doua. Deci asta se întâmplă, înțeleg, în sub Liga a doua undeva. Liga este a treia, adică. Da. Este play-off-ul. Dacă zice Liga a treia sau altfel. Liga a treia. Da. Da. Și după aia avem și Liga a patra? Da, și a cincea. Serios? Da. De acolo vine Rapidul. Deci, asta joacă... e Liga a treia, e meci de promovare în Liga a doua. Dacia Unirea Brăila și Bucovina Rădăuți. În tur Bucovina Rădăuți câștigase cu 2-0. Dezastru și era pe viață acum și era... pe moarte. Da. Și iată comentatorul pe marginea terenului care și explică la un dat, el filmează, el comentează, el schimbă și scorul. Spune asta când îi care, cade camera la un dat din mână de emoție. Dă înregistrare. 87. Andreea Popolache din nou pe partea stângă. Excelent, a intrat în joc. Optarul nostru și acum Patrick Petre. Patrick Petre în careu. Haide, Patrick! Pentru Brăila, Patrick! 4-0! Suntem în finală! Suntem în finală! Patrick Petre, mi-au dat lacrimile! Patrick Petre, băiatul lui Florentin Petre, golgheterul nostru, Patrick Petre, golul de 4-0. Bravo, Patrick! Bravo, Patrick! Bravo, băiatule! Mi-au dat lacrimile, mi-a căzut și camera. Extraordinar moment. Excelent! E cade camera. Scuzați-mă, încă de camera, sunt singur aici. Eu schimb scorul, eu filmez. Analistul video. Păi, practic, fără el, echipa aia, vă spun, nu există. Și meciul ăla, fără el, n-ar fi avut niciun farmec. E de urmărit pentru că, în continuare, Brăila va juca cu marea rivală Oțelul locală, Galați. Oțelul Galați. Uh-huh. Și îți dai seama ce o să facă ăsta dacă iese bine cu Oțelul Galați. Adică nu cu Bucovina. Vezi ce și înseamnă și finală. Internetul și lumea modernă? Acum oricine poate fi comentator. Deci dânsul, comentatorul nostru entuziasmat, care îi dădeau lacrimile, el transmitea pe Facebook. Avea și el o cameră acolo, transmitea pe Facebook și pasiunea lui, asta el și-a dorit toată viața să fie, să comenteze meciuri de fotbal și să transmită ascultătorilor, câți ori fi fost în live atunci pe Facebook, să transmită emoția meciului. Și din punctul ăsta de vedere a reușit. Deci din punctul meu de vedere are un da. Mi-au dat lacrimile. Da. Nu vreți să mergem și noi la Galați în weekend și să comentăm? Eu țin cu Oțel un derby de care vorbeai. Așa, la mai devreme. Te-ai născut tu acolo. Păi sunt gălățean acum, cu ce vrei să țin cu Brăila? Eu aș vrea la modul ăsta. Și putem să mergem și să facem și noi comentariu de la fața locului, dacă vreți. Nu, că nouă nu ne iese, ne facem de râs. Îl avem pe Luca. Luca e specialist în n-am comentariu. N-am talentul ăsta. Nu. S-au deschis terasele la Galați? Probabil. Putem discuta. Da. Ai mâncat ceva. Iată. O scrumbioară? Mai este sunt de scrumbie? Nu cred. Dacă vreți, nu cred interesez. Că e încă. Eu atenție! Cred că, eu cred că e pe terminatele. Eu cred că urmează. 0728-3132. Când e sezon? Sezon? Da, când e sezon de scrumbie, nu vă de spun. Dunăre, nu prostii. Da, păi, doar nu de-aia de conservă, Luca. N-ai de unde să știi. S-a marcat? Mergem la Galați? Nu știu dacă stai să vedem eu ce tot zice lumea. Hai, gata, lasă-o. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.